se răspândesc zvonuri așa cu viteza luminii. Două zvonuri vă privesc direct, care au apărut zilele astea. Și anume, unul că aveți un pact cu președintele Klaus Iohannis, acum că ați încheiat un pact și că ați avut o discuție off the record, în afara acestor consultări, să zicem, gvasii oficiale de la Cotroceni. Pe de altă parte, se spune că vi s-ar fi oferit șefia PNL. Cum comentați zvonurile astea? Astea gogoșa la Sorin Roșca Stănescu. Numai mintea acestui om, care cred că a făcut pușcărie pentru ilegalități, nu? Și mare vedetă de televiziune. Apropo, e ziarist ca și dumneavoastră? A fost ziarist, asta pot să certific. Și acum ce-o fi? Nu știu dacă e că la pensie. Că e toată ziua în mass media, da? Deci, că voi ne întrebați pe noi, cum poți să stai cu ăla în partid la tine? Dar vă întreb și eu. Cum puteți să țineți unul ca acest domn, Sorin Roșca Stănescu, condamnat, băgat în pușcărie pentru fraude și acum e mare vedetă și trebuie să comentez eu minciunile lui? Deci, nu vă pun să comentați minciunile lui, dar lumea comentează pe Facebook. Și bun, atunci dacă lumea comentează, uite, îi spun lumii următorul lucru. Nu am avut o întâlnire privată cu președintele Iohannis. Doi, aș fi râs și cu urechile dacă cineva spunea, vino că am eu un partid în geantă la mine și ți-l dau ție să vii președinte. Cum vă imaginați că partidele se dau așa, hai că ești tu băiat frumos? Deci, necategoric orice propunere de acest gen. Sigur, asta nu înseamnă că nu mi-ar place ca oameni care au fost în PDL să vină la PMP, dar e cu totul altceva decât să iau PNL-ul. Ați declarat că veți face opoziție în următorii 4 ani. Evident, aveți critici care se îndoiesc de faptul că e sincer acest anunț că veți face opoziție puternică la PSD. Aveți susținători care spun că sunteți singurul care ați putea prelua acest rol informal de lider al opoziției, dacă ne gândim că celelalte două partide, USR și PNL, nu au în acest moment niște lideri cu cel puțin CV-ul dumneavoastră de fost lider al opoziției, de fost primar general, de fost președinte al României. Domnul Orcan, și mai adăugați ceva, că am văzut o discuție într-o seară. Eu am făcut 90% din politică nenumit și de pe funcții alese. Și că ați fost ales deci în 26 de ani. Eu am 2 mandate de deputat, uite, acum încep unul de senator, primar general, președinte. Numirea ca ministru doar în primul guvern în care am intrat, în guvernul Roman și Stolojan, acele guverne scurte în care am fost, în 91 și 92 până la alegeri. Pe urmă am fost numit ministru, dar fiind deputat. Nu, pe mine nu m-a plantat nimeni, m-am plantat singur. O să vă întreb frontal. Corneliu Coposu, Dumnezeu să-l ierte, spunea că în opoziție se formează caracterele. Numai acolo. Adevărat. Vreau să vă întreb frontal. Înseamnă că în următorii 4 ani PMP nu va accepta nicio ofertă venită din partea puterii, care o fie ea, PSD, ALDE, cine o mai face parte din coaliția de guvernare, nicio ofertă de a merge la guvernare? Nu, categoric nu. Pe această structură n-avem ce căuta acolo. Ce să caut cu PSD-ul și cu ALDE? Deci două partide de stânga în alianță. Că la ALDE doar numele-i de liberal. Ei sunt tot de stânga. Ca și PSD-ul. Aduceți-vă aminte că guvernul Tăriceanu a fost ținut de PSD 4 ani. După ce PDL-ul a fost scos din guvern de Tăriceanu. Deci n-am ce să caut în stânga. Și în mod categoric, un al doilea argument pe care îl aduc, eu vreau ca acest partid să crească. Păi niciodată nu o să poată crește dacă atunci când are 5,5% se repede să fie la putere. Trebuie să stea în opoziție, să se călească, să-și crească oameni politici și în modul cel mai cinstit. Chiar dacă unii n-au intrat, dar avem câțiva oameni politici importanți deja. Dincolo de mine, da, e
Eugen Tomac, e Valisteriu, e Turcescu, care intră tot mai bine în pielea politicianului. E Cristi Diaconescu, chiar dacă n-a intrat în Parlament. Dar e un politician valoros, un om de politică externă foarte bun. Cred că avem deja mai multe vedete decât PNL-ul. O să vă propun să luăm pauza de publicitate. Vedete în sens pozitiv. După pauza de publicitate vreau să discutăm puțin dacă există... Cristescu, care e iar un politician, n-a intrat în Parlament, dar e un politician de perspectivă.